La ora 12 sunteți la Euronews acum, iată cele mai importante evenimente. Întâlnire de gradul zero la Palatul Victoria, liderii coaliției sunt față în față cu medicul Cătălin Cârstoiu, propus candidat comun la primăria capitalei, alături de cei scoși din cursă, Gabriela Firea și Sebastian Burduja. Iarna se întoarce tocmai la mijloc de martie. Meteorologii anunță 3 zile de lapoviță și nisoare. A fost dărâmat podul de cale ferată care trece peste drumul național 1 și râul Prahova. Circulația rămâne deviată prin Breaza și Câmpina. Iar președintele rus Vladimir Putin a ținut primul discurs de la câștigarea unui nou mandat la Kremlin. Ba chiar a sărbătorit în Piața Roșie din Moscova, inclusiv un deceniu de la anexarea Crimeei. Liderii PSD și PNL, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă, discută la Palatul Victoria cu Gabriela Firea și Sebastian Burduja încă de la primele ore ale dimineții. De puțină vreme, spun surse politice pentru Euronews, a ajuns la sediul guvernului medicul Cătălin Cârstoiu, care potrivit coaliției ar trebui să fie candidat comun al PSD și PNL la primăria generală. Liderii celor două partide le-au comunicat oficial decizia Gabrielei Firea și lui Sebastian Burduja. Cât despre candidații pentru europarlamentare, PSD și PNL au un plan la mijlocul săptămânii ședințe separate în care să voteze lista. Pentru moment, la Palatul Victoria, e Andrei Rotaru cu detalii în direct. Ce informații ai? Bine te-am găsit, Claudiu, bun găsit tuturor. Continuă această ședință de aici, de la Palatul Victoria, de mai bine de 3 ore și jumătate. Vorbim deja despre o listă lungă de participanți. Așadar, pe lângă Gabriela Firea și Sebastian Burduja, despre care știam încă de dimineață că au fost chemați aici pentru a fi informați că nu vor fi susținuți de către partidele lor, așadar de către Partidul Social Democrat, respectiv de către Partidul Național Liberal. Știm totodată că se află aici la Palatul Victoria și Marcel Ciolacu, dar și Nicolae Ciucă și deja de mai bine de o oră și noul candidat susținut de către cele două partide, Cătălin Cârstoiu. Sunt discuții așadar care se derulează deja de ceva vreme și vin, cel puțin în cazul Gabrielei Firea, iată, la câteva zile după o declarație publică făcută de către președintele filialei București a Partidului Social-Democrat, Gabriela Firea, așadar, care spunea că, cel puțin până la momentul respectiv, Marcel Ciolacu nu ar fi depus suficient efort astfel încât să-i impună candidatura în ședințele coaliției. Spunea totodată Gabriela Firea că nu știe motivul pentru care Marcel Ciolacu nu a depus până la urmă acest efort. Ne uităm însă la imaginea de ansamblu în acest moment și vedem așadar candidații anunțați până acum. Pe de o parte vorbim, bineînțeles, despre actualul primar, despre Nicușor Dan, pe de altă parte vedem acest nou candidat, îl vedem pe Cătălin Cârstoiu, dar vedem și ce propun celelalte partide, Cristian Popescu Piedone, așadar, din partea PPUSL și știm foarte bine și candidatul din partea Alianței pentru Unirea Românilor. Andrei, mulțumesc. Sunt mai puțin de 2 luni până la începutul campaniei electorale pentru locale și europarlamentare, iar partidele nu par să se grăbească să-și anunțe definitiv candidații. Asta și pentru că vorbim despre două alianțe mari. Pe de o parte PSD-PNL, de cealaltă parte Alianța Dreapta Unită, ceea ce înseamnă că negocierile sunt întoi. Arina Delcea a adunat datele pe care le avem până acum. Bun găsit! Bine v-am găsit! La București, Primăria Generală, primarul în funcție Nicușor Dan, susținut de Alianța Dreapta Unită, îi va avea drept contracandidați pe Cristian Popescu Piedone, edil al sectorului 5, acum din partea Partidului Umanist Social Liberal, pe Mihai Enache, de la Alianța pentru Unirea Românilor și, din toate informațiile pe care le-am adunat până acum, pe medicul Cătălin Cârstoiu, susținut de PSD și PNL. Rapid ne uităm, doamnelor și domnilor, și la sectoare. La cel mai bogat sector al capitalei, sectorul 1, Clotilde Armand de la USR vrea să-și continue mandatul, iar liberalii și socialdemocrații au decis să-l susțină pe socialdemocratul Alexandru Petrescu. Sectorul 2. Și aici primarul USR candidează din nou, iar coaliția PSD-PNL încă nu a nominalizat pe cineva. Sectorul 3. Primarul Robert Negoiță va fi sprijinit în lupta electorală atât de PSD cât și de PNL. De altfel, să știți, au decis liderii coaliției să-și susțină pentru alegeri toți primarii de sector în funcție. Vedem același lucru și la sectorul 4, unde primarul în funcție, Daniel Băluță, candidează din nou
și la sectorul 5, actualul primar Cristian Popescu Piedone vrea primăria generală, dar îl lansează la sector pe fiul lui. Și actualul prefect al capitalei, Rareș Popincă, ar urma să candideze din partea PSD cu susținerea PNL. La sectorul 6 este invers. Primarul liberal, Ciprian Ciucu, va avea parte de sprijinul PSD. USR mizează pe Mihaela Ștefan. Haideți să ne uităm în țară. Din informațiile de până acum, pentru primăria Iași se vor lupta mai mulți traseiști politici. Actualul primar liberal, Mihai Chirica, a fost înainte social-democrat. Vrea să-și continue mandatul și se va întâlni la alegerile din 9 iunie cu senatorul USR, Marius Bodea, care a fost în PNL. Cei doi s-au mai întâlnit în cursa electorală și la scrutinul anterior. Tudor Ciuhodaru este lider atunci când vine vorba despre schimbări de culoare politică, este europarlamentar PSD acum, a fost și la UNPR, PPDD, are sprijinul Alianței pentru Unirea Românilor pentru alegerile din 9 iunie. La Timișoara se vor confrunta actualul primar USR, Dominic Fritz, cu fostul primar liberal, Nicolae Robu. Aici se discută în coaliție despre o eventuală candidatură comună PSD-PNL, asta poate și după ce șeful filialei PSD de acolo, Alfred Simonis, s-a lăudat că a racolat mai mulți primari și viceprimari PNL. Cluj, primarul Emil Boc era la un moment dat vehiculat pentru lista de europarlamentare, dar ar urma să candideze până la urmă tot pentru primărie. Nu există încă o confirmare. La Brașov, primarul USR, Alen Colibani, va participa din nou la alegerile locale. Oricum, există o decizie generală și la nivelul Alianței Dreapta Unită. Toți primarii USR în funcție vor fi susținuți pentru un nou mandat. Haideți să vedem ce se întâmplă și la Sibiu. Primarul Astrid Fodor, de la Forumul Democrat al Germanilor din România, va încerca, se pare, să-și înnoiască mandatul. Sunt niște nominalizări, iată, și din partea liberalilor și a celor de la Uniunea Salvați România. Mergem la Malul Mării. Actualul primar liberal, Virgil Chițac, îl va avea contracandidat pe fostul primar PSD, Decebal Făgădău. Au mai fost în ipostaza asta și în 2020. Iar la Craiova, probabil, Lia Olguța Vasilescu va avea în continuare sprijinul PSD pentru primărie. Arina, mulțumesc. În alta curte va decide astăzi soarta Alianței Dreapta Unită. Magistrații vor analiza decizia BEC de a respinge constituirea Alianței Electorale pentru 9 iunie, după ce liderii celor trei formațiuni, USR, PMP, Forța Dreptei, au contestat hotărârea biroului electoral. Potrivit BEC, crearea Alianței nu a fost acceptată pentru că, în actele primite, Partidul Mișcarea Populară e reprezentat de Eugen Tomac, dar în registrul partidelor apare președinte Cristi Diaconescu. De cealaltă parte, cei de la PMP spun că în realitate Tomac a fost ales președinte la mai multe congrese ale partidului, numai că decizia nu a fost publicată, transpusă, în registrul partidelor politice din cauza contestațiilor venite tocmai din partea lui Diaconescu. Reprezentanții USR, PMP și Forța Dreptei spun că, de fapt, respingerea constituirii Alianței Dreapta Unită ar fi agresiune politică. Curtea Constituțională va dezbate legea prin care evazioniștii ar putea scăpa de pedeapsă, ori ar avea sentințe mai blânde dacă achită prejudiciul. Legea s-ar aplica în cazul celor care produc prejudicii de până la 1 milion de euro. Vorbim despre o inițiativă a premierului Ciolacu și a președintelui Senatului Ciucă, iar politicienii din opoziție au sesizat curtea. Mihaela Barbu ne explică. Bine v-am găsit, vorbim de un proiect de lege care la jumătatea lunii decembrie a fost adoptat de Senat și de Camera Deputaților, urmând să ajungă la promulgare la președintele Klaus Iohannis. Politicienii din USR și Forța Dreptei au sesizat atunci Curtea Constituțională, invocând printre altele faptul că legea ar fi o invitație la încălcarea legii de către cei care fac evaziune fiscală. Dacă judecătorii CCR decid că legea este neconstituțională integral sau parțial, atunci proiectul se întoarce în Parlament. Dacă nu, atunci ajunge la promulgare la președintele Klaus Iohannis. Proiectul vizează modificarea legii privind prevenirea și combaterea faptelor de evaziune fiscală și prevede ca evazioniștii care produc un prejudiciu de până la 1 milion de euro fie să scape de răspunderea penală, fie să primească pedepse mai mici dacă achită prejudiciul. Spre exemplu, dacă în cel mult 30 de zile de când autoritățile constată fapta și stabilesc prejudiciul, evazioniștii achită prejudiciul plus 15% din valoarea acestuia, atunci scapă de răspunderea penală. Ori dacă în timpul urmăririi penale plătesc prejudiciul plus 25% din acesta. De asemenea, dacă prejudiciul este acoperit integral până la primul termen de judecată, limitele pedepsei se reduc la jumătate. Mai sunt și alte modificări prevăzute de proiect. Spre exemplu, legea prevede că DNA și DICOT pot investiga infracțiuni de evaziune fiscală în cazul cărora prejudiciul depășește suma de 10 milioane de lei. Potrivit expunerii de motive a proiectului, scopul legii este recuperarea
prejudiciilor cauzate bugetului de stat și tragerea la răspundere a persoanelor vinovate, în plus 80% din sesizările care au ajuns în ultimii 2 ani pe masa anchetatorilor au fost pentru prejudicii de până la 500.000 de euro, iar un alt argument invocat de inițiatori este că numărul mare de sesizări duce la o încărcare a organelor de urmărire penală. Spitalul județean Botoșani e din nou în vizorul procurorilor anticorupție. Angajații DGA au sigilat biroul managerului unității medicale și au descins la locuința acestuia. Vorbim despre continuarea unei anchete care în primă instanță nu o viza pe Monica Adăscăliței, manager de spital. Ancheta a fost începută în decembrie anul trecut, când procurorii au făcut 100 de percheziții la Botoșani, inclusiv la spitalul Mavromati, într-un dosar de mită la angajare. Vorbim despre șpăgi cuprinse între 2.000 și 15.000 de euro date pentru angajarea în unitatea medicală. În anchetă sunt cercetați și alți angajați din spital. Actualul manager, Monica Adăscăliței, a fost vicepreședinte PNL Botoșani până la finalul lui octombrie anul trecut, când a demisionat. Vremea se răcește brusc în toată țara la final de martie. Sunt așteptate ninsori în Moldova, Dobrogea și cea mai mare parte din Muntenia. Vântul va sufla și cu 50 de km pe oră, iar în restul țării vor fi ploi și lapoviță. Informarea de vreme severă e valabilă până mâine seară. În următoarele 48 de ore avem valabilă această informare meteo, mai ales pentru jumătatea de est a țării. Acolo așteptăm precipitații cu caracter temporar. Așa cum spuneați, pe fondul temperaturilor mai scăzute, nu vorbim numai de ploi, ba mai mult în nordul și centrul Moldovei ne așteptăm la ninsori. Cel puțin azi și mâine, în toată jumătatea de est a țării, ne așteptăm la temperaturi apropiate sau chiar ușor sub normele perioadei. De exemplu, cel mai frig, să spunem așa, va fi nordul Moldovei, maxime de doar 2-4 grade, ceva mai bine pentru extremitatea de vest și sud-vest, acolo se mai arată și soarele și temperaturile vor tinde spre 12-14 grade, urmând ca totuși vești mai bune pentru finalul săptămânii, când o să asistăm la o încălzire apreciabilă a vremii. În capitală ne așteptăm în special la ploaie, nu excludem perioade scurte când am putea să vedem și o lapoviță, poate câțiva fulgi de zăpadă, pentru că în capitală totuși rămân temperaturile pozitive, undeva astăzi, de exemplu, în jurul la 6-7 grade. Operațiune spectaculoasă se desfășoară pe drumul național 1 în apropiere de Câmpina, vorbind despre un pod feroviar vechi de aproape jumătate de secol, care nu mai prezenta siguranță și a fost demolat, pentru că în orice moment exista riscul să se desprindă bucăți de fier ori beton și să cadă pe drumul național. Circulația rutieră pe DN1 e restricționată, iar mașinile sunt direcționate pe rute alternative, precum Breaza sau Câmpina. Cristi Popa are detalii de la fața locului. Găsit operațiunea de demolare a podului care traversează drumul național 1 și făcea legătura între localitățile Câmpina și Braza este în plină desfășurare. În momentul de față, echipele de muncitori lucrează la îndepărtarea morosului după ce provocarea principală a fost deja parcursă, cea de dărâmarea traverselor. Urmează ca și stâlpul de susținere care se află între cele două sensuri de mers pe DN1 să fie și el dărâmat pe parcursul orelor următoare. Vorbim de operațiunea contra cronometru care ar trebui să desfășoare în 48 de ore de la momentul startului lucrărilor, în așa fel încât circulația să fie redată. Din acest punct de vedere, polițiștii de la rutieră au făcut mai multe filtre în cele două zone, în așa fel încât șoferii sunt dirijați către rute alternative pentru a străbate prin localitățile Câmpina și Braza, întreaga porțiune. Vorbim de un pod extrem de vechi, spuneau specialiștii, construit undeva în 1975, un pod feroviar care în decursul timpului nu a mai avut parte de lucrări de reabilitare. Demolarea a venit tocmai din cauza riscului extrem de mare, spuneau autoritățile, de prăbușirea unor bucăți metalice sau bucăți de beton din structura de rezistență a acestuia, așa că au luat decizia de a-l dărâma pentru a nu exista probleme din acest punct de vedere. Pe de altă parte, pe acest pod nu a mai trecut un tren de câțiva ani după ce reprezentanții CFR au luat decizia să întrerupă circulația pe acest fir și cel mai probabil nu se va mai construi un alt pod care să unească cele două localități cu ajutorul trenurilor.
Au început de două ore înscrierile în programele Rabla Classic și Rabla Plus, acesta din urmă cu modificări semnificative. În 2024, bugetul Rabla Classic e de 300 de milioane de lei, în timp ce pentru Plus, statul pune la bătaie 1 miliard de lei. Detalii în direct are Cristina Dimulescu. În ediția de anul acesta, finanțarea acordată în programul Rabla Classic se menține la 7.000 de lei prima de casare pentru o mașină mai veche de 6 ani, respectiv 10.000 de lei în cazul predării a două autovehicule uzate. Se pot adăuga până la 4 bonusuri cu o valoare totală de 7.500 de lei, condiționate de motor sau de vechime. De menționat, voucherul se acordă doar dacă mașina care urmează să fie cumpărată costă cel mult 60.000 de euro. Rabla Classic pentru persoanele fizice durează până pe 25 noiembrie 2024, iar pentru persoanele juridice, primării și instituții publice, se va desfășura timp de o lună, mai exact până pe 19 aprilie 2024. Sunt, în schimb, modificări substanțiale la programul Rabla Plus. Valoarea tuturor ecotichetelor s-a redus la jumătate față de 2023. Pentru un autovehicul full electric este de 25.500 de lei pentru o mașină hibridă. Voucherul este de 13.000 de lei. Aceeași valoare fiind și în cazul unei motociclete electrice. Spre deosebire de Rabla Classic, valoarea ecotichetului nu crește în funcție de câte mașini vechi predă șoferul. O altă diferență este că în cazul programului Rabla Plus, prețul mașinii care va fi cumpărată nu va depăși 70.000 de euro. Rabla Plus pentru persoanele fizice are loc în perioada 19 martie-25 noiembrie 2024, eșalonat în două etape. Iar pentru persoanele juridice, prima etapă va dura o lună până pe 19 aprilie, iar a doua în perioada 19 august-19 septembrie. De menționat că mașinile achiziționate prin programul Rabla 2024 vor avea un autocolant pe care șoferii trebuie să-l mențină până la finalizarea perioadei de monitorizare. În caz contrar, șoferii care dau jos eticheta riscă să rămână fără subvenție. Cristina, mulțumesc. Un angajat al ambasadei ruse la Chișinău a fost declarat indezirabil în Republica Moldova și urmează să părăsească țara. Explicațiile imediat în jurnal. Președintele rus a ținut primul discurs după câștigarea unui nou mandat la Kremlin. A făcut-o în Piața Roșie din Moscova. Acolo a fost organizat inclusiv un concert pentru marcarea unui deceniu de la anexarea Crimeei. Putin a urcat pe scenă, flancat de cei trei contracandidați în cursa electorală, cursă pe care a câștigat-o detașat. În timpul discursului, acesta a anunțat că, în curând, vor circula trenuri între teritoriile ocupate din Ucraina și Sevastopol din Crimea. Вот только сегодня утром мне доложили о том, что восстановлена железная дорога от Ростова до Донецка, до Мариуполя и Бердянска. Мы продолжим эту работу, и скоро железнодорожные составы пройдут прямо в Севастополь. И это будет еще одна альтернативная дорога крымскому для Крымского моста. Путин a mai spus că oamenii din teritoriile ocupate din Ucraina și-au dorit încă de acum 10 ani anexarea la Rusia, așa cum s-a întâmplat și cu cei din Crimea. Что касается Новороссии, что касается Донбасса, люди, проживающие там, тоже тогда, в дни русской весны, заявили о своем желании вернуться в родную семью. Их путь на родину оказался гораздо более тяжелым, трагичным. Но все-таки мы сделали это. И это тоже большое событие в истории нашего государства. Владимир Путин conduce Rusia din decembrie 1999. Dacă va reuși să ducă la final și ultimul mandat câștigat, Putin va deveni cel mai longeviv lider rus de la Ecaterina cea Mare, care a domnit în secolul al XVIII-lea. Recep Erdogan l-a felicitat telefonic pe Putin pentru câștigarea unui nou mandat la Kremlin, anunță președinția turcă.
Cei doi lideri au vorbit despre consolidarea relației dintre cele două țări, iar Erdogan s-a oferit încă o dată să-și asume rolul de mediator și să aducă partea rusă la masa negocierilor. Încă de la începutul războiului din Ucraina, Turcia, membră NATO, a încercat menținerea relațiilor bune atât cu Ucraina cât și cu Moscova. La fel, președintele chinez Xi Jinping l-a felicitat pe Putin pentru realegerea sa. Asemenea lui Erdogan, liderul de la Beijing își dorește continuarea dialogului cu Moscova pentru promovarea parteneriatului bilateral. Vinerea trecută, președintele Consiliului European, Charles Michel, l-a felicitat în mod ironic pe Putin pentru câștigarea alegerilor, chiar dacă scrutinul abia începe. Un angajat al ambasadei ruse la Chișinău a fost declarat indezirabil în Republica Moldova și urmează să părăsească țara. Reacția autorităților de peste Prut vine după ce Federația Rusă a deschis 6 secții de vot în regiunea separatistă transnistreană pentru alegerile din 15-17 martie, asta în condițiile în care Chișinăul nu și-a dat acordul. Ambasadorul rus a fost convocat la Ministerul Moldovean de Externe, unde a primit o notă de protest. Chișinăul condamnă acțiunile ruse în regiunea separatistă, controlată de altfel de un regim prorus, și face apel la comunitatea internațională să denunțe acțiunile Moscovei. Aceasta din urmă sfidează normele și principiile dreptului internațional, subminează suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova, potrivit Ministerului de Externe de la Chișinău. În schimb, ambasada rusă din Republica Moldova spune că în regiunea separatistă transnistreană locuiesc 220.000 de oameni cu pașapoarte rusești. Dintre aceștia, doar peste 46.000 au participat la alegeri. Numărul e însă mult mai mic comparativ cu scrutinul din 2018, când la alegeri participau peste 70.000 de cetățeni. Se apropie alegerile care vor schimba fața Parlamentului European și implicit direcția pe care Uniunea o va avea în următorii ani. Intenția de vot de pe bătrânul continent a fost măsurată într-un macrostudiu Ipsos, comandat de Euronews, în 19 state, printre care România. Despre studiul amplu pe care îl veți vedea doar aici, are mai multe informații. Monica Mihai. Bun găsit, Ipsos a măsurat intenția de vot în 19 țări de pe bătrânul continent și ce este foarte important, iată, vedem măsurător și pentru România, vom avea diseară o imagine de ansamblu în cazul în care ar avea loc alegeri europarlamentare mâine. Ce este mai important este că votul din Europa va schimba componența Parlamentului European, așa cum o știm în prezent, și haideți să vedem cum arată în momentul de față Parlamentul European și grupurile politice care alcătuiesc acest Parlament European. Vedem foarte clar 705 voturi. Grupul Partidului Popular European este cel mai mare în momentul de față din executivul european, urmat de SND, grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților, și Renew Europe. Cele trei familii politice alcătuiesc cu alianța în momentul de față, însă, așa cum se prefigurează și cum au arătat sondajele până în momentul de față, extrema dreaptă, euroscepticismul va avea o pondere mult mai mare în viitorul legislativ. Sunt informații, de exemplu, că partidele care vor ajunge în Parlamentul European vor adera la două familii politice, la conservatorii reformiști, care vor avea o pondere mai mare în Parlamentul European, și la grupul Identitate și Democrație, care în prezent au 64 de locuri, însă noile partide politice care vor ajunge în Parlamentul European sunt șanse mari să ajungă în aceste două familii politice. De aceea este extrem de important să vedem această măsurătoare realizată de Ipsos la nivelul continentului în vederea alegerilor europarlamentare care vor avea loc în intervalul 6-9 iunie în toate statele din Uniunea Europeană. Dacă statul Israel își extinde ofensiva asupra orașului Rafah, luptele ar putea duce la foamete pentru mai bine de 1 milion de palestinieni. Sunt concluziile care apar în cel mai recent raport al Programului Alimentar Mondial, care estimează amploarea crizelor umanitare cauzate de lipsa mâncării. Potrivit raportului, aproape toată populația enclavei se luptă pentru a face rost de mâncare, iar 700.000 de oameni se confruntă cu o lipsă catastrofală de hrană. Still have a small window. If we can act now, if fighting stops, we have full access. If there are huge commodities of essential things like food, water, and medicine going in, we can still avert this famine. La rândul său, un înalt oficial al ONU, responsabil cu ajutoarele pentru zonele palestiniene, a cerut deschiderea tuturor drumurilor către Gaza. Asta pentru a evita ceea ce experții în siguranță alimentară spun că va fi o situație de înfometare iminentă în următoarele săptămâni.
unless we can put significant supply increases into those areas, those people who are at catastrophic levels of malnutrition or food insecurity will face real serious problems. Cel puțin 20 de persoane, majoritatea copii, au murit din cauza malnutriției și deshidratării în nordul regiunii, a declarat Ministerul Sănătății din Gaza, controlat de Hamas. Mii de membri ai unor organizații neguvernamentale au blocat mai multe străzi din Buenos Aires, Argentina, și au cerut reluarea aprovizionării cu mâncarea cantinelor sociale. Au fost inclusiv ciocniri cu forțele de ordine care au folosit unor cu apă și gaze lacrimogene. Proteste similare au fost organizate și în alte orașe din Argentina pentru a cere guvernului condus de Javier Milei să asigure din nou livrarea de mâncare și alte ajutoare către cantinele de săraci gestionate de organizații de stânga. Simona Halep revine în această seară pe terenul de tenis într-un meci cu Paula Badosa din Spania. Partida de la Miami va începe numai devreme de ora 22, ora României, iar Halep a pregătit meciul alături de fostul antrenor australianul Darren Cahill. Va fi prima apariție a sportivei după aproape 19 luni de pauză. Fostul lider mondial nu a mai jucat un meci oficial, să ne amintim, din august 2022, când pierdea în primul tur la US Open. Ulterior era suspendată provizoriu pentru dopaj, însă interdicția de a juca i-a fost ridicată abia în urmă cu 2 săptămâni. Tot astăzi mai joacă alte 2 sportive din țara noastră, Ana Bogdan și Jacqueline Cristian. Veste șoc chiar la Miami Open, unde iubitul Arinei Zabalenka, Constantin Kolțov, a murit la vârsta de 42 de ani din cauze încă necunoscute. Fost hocheist important, Kolțov a participat cu naționala Belarusului la 2 ediții ale Jocurilor Olimpice de iarnă, 2002 și 2010. A jucat mai multe sezoane în Liga Profesionistă Nord-Americană, iar în prezent era antrenorul secund al unei echipe rusești. Atât clubul cât și Federația de Hockey din Belarus au confirmat decesul lui Kolțov, care se afla la Miami, alături de iubita Arina Zabalenka, cu care era împreună din 2021. Aceasta a urmat să joace în turul 2 al turneului, chiar cu învingătoarea partidei dintre Halep și Badosa, programată diseară. În 2019, Zabalenka a mai suferit o pierdere importantă, tatăl, la rândul său, fost hocheist. Acesta a murit în urma unui infarct. Pădurarii austrieci folosesc drone pentru a salva pădurile afectate de o invazie devastatoare a gândacilor de scoarță. Vorbim despre unele dintre cele mai distrugătoare insecte din Europa Centrală care pot decima complet copaci. Austria recurge la drone pentru a limita distrugerile produse de invazia gândacilor de scoarță. O astfel de dronă aruncă semințe de arbori în zonele unde gândacii au făcut ravagii pentru a permite regenerarea pădurii. Die Drohne wird die Menschen nicht ersetzen, da bin ich überzeugt. Aber die Drohne wird uns helfen. Helfen auf solche Standorten, sehr steiles Gelände, wo man händisch nicht aufforsten kann. Gândacul de scoarță atacă puieții de brad slăbiți de secetă. În Europa Centrală și de Nord, acest dăunător este considerat o catastrofă naturală, iar în Tirol, versanții montane au fost complet devastați. Die hohen Temperaturen begünstigen die rasante Vermehrung der Borkenkäfer. In Osttirol haben sie bereits ein Drittel der Waldfläche vernichtet. Zusätzlich zur Drohnensaat werden nun Millionen Jungbäume gepflanzt, in der Hoffnung, die für Österreich wichtige Forstwirtschaft doch noch retten zu können. În loc de brazi, silvicultorii încep să folosească tot mai mult alte specii de arbori care nu sunt atractive pentru gândacii de scoarță. Der Birkensamen, der sehr leicht ist, würde davonfliegen. Durch diese Pelletierung mit Tonmineralien kommt der Samen dorthin, wo wir ihn haben wollen. Rezultatul împăduririi cu ajutorul dronelor se va putea vedea abia peste un an. Dacă va fi un succes, inițiativa tiroleză ar putea fi aplicată și în țările învecinate. Final de jurnal de la Fix, știrile Euronews România sunt prezentate de Andreea Gurban. Informații de ultimă oră, ca de obicei, pe euronews.ro.